O să avem și mă vreau în urmă cu Mioveni, și unii ce ar fi de spus după acest meci? Da. În rând, felicită echipa oaspete și a atins obiectivul. A făcut ce și-au propus. Au stat pe un cutia lor, au și pe contraatac. Ne-am pus de tot greșeala personală. Și am ajutat acest meci. Noi trebuie să ridicăm capul, să mergem înainte. Obiectivul nostru știți care este, am spus și eu repet, chiar dacă am avut până acum niște meciuri bune, astăzi nu a fost meciul pe care ne-l dorim, pentru că e foarte ușor să spun că domnule, am avut accidentați, care este ceva normal, am avut mulți accidentați, am jucat cu vreo 4 jucători care au jucat și astăzi, am jucat și meciul de cupă, dar ăștia suntem, știam că la ce mă. Știam că vor veni și momentele astea, fără rău că au venit așa de vreme, dar sunt sigur că echipa asta construită și ușor, ușor, pas cu pas, dacă lumea va înțelege, sunt sigur că după următoarele etape, credeți-mă că vom ajunge iar sus. Totuși, unul așa un pic ciudat, decizi de o fază ambiguă, pe care am putut de stricat să până, după asta are primă decizie. Cum ați trece faza? Nici nu mi-am dat seama, ce e la mingea la noi, minge încearcă să recupereze, dă cu șpițul la, încearcă de cu un fundaș, s-a dus atacantul, nu știu ce să facă, să oprească, să nu se oprească, pentru că vine la adversar. Da, o fază penibilă, dar până la urmă asta a fost faza care a decis acest meci. Noi i-am pregătit toată săptămâna pentru chestia asta, știam că va fi un meci dificil. Le-am spus că va fi un meci dificil, le-am spus că lumea așteaptă mult mai mult de la noi, după meciurile pe care le-am avut. Știu acest lucru. S-a întâmplat acest meci să ne trezească, poate puțin, să revenim cu picioarele pe pământ, să ne gândim să fim din nou ce am fost. Și sunt sigur, vă spun acum premieră, sunt sigur că dacă echipa asta în următoarele 10 etapele nu vom fi lăsați în pace, vom fi acolo sus. Ce înseamnă? Aproape de plăf. Nu face tot posibil să fim aproape de plăf, pentru că pot să spun că eu am echipă bună. Am încredere de echipa mea și am echipă bună, indiferent că am pierdut asta. Sunt sigur că meciurile următoare le vom trata la fel și sunt sigur că vom aduce multe puncte. Cred că dacă preluam și la acea fază, când a fost aproape simt portalul, se juca un pic acum aceea meciul, că atunci a fost o fază de la Vila Scurtin după golul de 1-0. Da. Nu putem să uităm că Blana este jucătorul care a dat ultimele goluri. Acum, în momentul ăla, el a gestionat cum a gândit în momentul ăla. Putea să gestioneze și altfel, dar sunt sigur că își va mai crea foarte multe ocazii și sunt sigur că ne vom bucura la următoarele meciuri pe care el va marca. În condiții date, pică bine cumva pauza asta, adică să aveți timp să lucrați în așa mare grăință, să vină după să trecă acea de Crăciun? Nu mă interesează bine să fac, eu vreau să am meciuri. Vreau să jucăm, vreau să demonstrăm că suntem echipă bună. Chiar dacă am pierdut astăzi, trebuie să ridicăm capul, toată lumea în continuare să ne susțină, să creadă că ceea ce facem noi și munca noastră și sunt sigur că jucătorii vor pierde. Veți lua poate cum am lucrat ceva, vreau să fie delegatorul pe care ați dat bani, să le sedui pe zilele astea până... Vom vedea, vom încerca să ne recuperăm, pentru că noi am avut o săptămână grea, v-am spus, au jucat mulți jucători, au jucat și meciul de cupă miercuri, au jucat chiar 90 de minute, astăzi la fel. Am trei jucători care sunt titulari de drept accidentați, acum s-a accidentat și Hirea, nu este ușor, dar... La Hirea ce se lacra, Vicor, la ceva? Da, vedem care va fi verdictul și până la vedem cât va trebui să stea să se recupereze și Tu, dacă nu mai sunt întrebări, mulțumim mult, vă aflăm într-o continuare.